De astăzi, fructele și legumele moldovenești din 31 de raioane ale țării nu mai pot fi importate în Federația Rusă, cu excepția celor din stânga Nistrului. Potrivit autorităților ruse, starea fitosanitară a produselor vegetale autohtone nu ar corespunde anumitor norme. O notificare în acest sens a fost recepționată săptămâna trecută de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Astăzi, Ministrul Agriculturii Vladimir Bolea a discutat subiectul cu ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vaznețov. Bolea a propus să fie creat un grup de lucru comun cu implicarea experților naționali și din Federația Rusă, care să verifice calitatea produselor pentru a exclude potențialele riscuri. Totodată, autoritățile susțin că sunt în căutarea a noi piețe de desfacere pentru comercializarea fructelor și legumelor moldovenești. Cei mai afectați de acest embargo vor fi producătorii de mere, în condițiile în care 95% din producție o trimiteau pe piața din Rusia. Inspectorii ANSA vor merge în Federația Rusă să examineze loturile respective și să vadă este sau nu este un obiect de carantină. Deja e a treia oară când noi primim un embargo de genul acesta. Spre regret, deci am rămas la ceea ce ne-am pornit în 2006, 2014 și deja în 2022. Tot pe aceeași platformă noi am discutat ca să activizăm lucrul, să-l activizăm. El este activizat, de fapt, dar să urgentăm cumva lucrul cu acordul de liber schimb cu Egiptul și să vedem posibilitățile de export spre India, deoarece sunt niște piețe destul de interesante, destul de mari.